Zeci de turiști, printre care și câțiva copii, au rămas blocați aseară pe munte la Bâlea Lactele. Cabina care face legătura cu baza de la Bâlea Cascadă a fost oprită din cauza rafalelor puternice de vânt. Unii turiști mai curajoși au ales să coboare pe cont propriu pe jos. Au străbătut 13 km prin zăpadă, pe întuneric, până au ajuns la Bâlea Cascadă. Hai, facem film la tragedie, dar nu se vede nimic. Așa a fost și furtuna care a blocat aseară zeci de turiști în masivul Făgăraș. Cei mai mulți dintre ei urcaseră pe munte neechipați, așa că salvamontiștii au sfătuit să caute adăpost și să aștepte zorii zilei. Am plecat din Bâlea Cascadă, am stat acolo la rând să, mă rog, să urcăm sus. Vremea era bună, la 11:30, tot am văzut că urcau de jos, se tot urca, deci s-au urcat până la ora 17. Avântul se întețea într-adevăr din ce în ce mai rău și nu se știe dacă și mâine vom coborâ de aici. 20 dintre turiști au ales să ignore sfatul. Și-au luat inima în dinți și au pornit spre baza muntelui. După câteva ore de mers pe întuneric, prin frig și ceață, au reușit să ajungă în siguranță în parcarea de la Bâlea Cascadă. Am organizat un grup mai mare și am coborât. Era zăpadă în unele locuri și mergea greu. Noi am ajuns primii, sper că și restul au ajuns. Cum a fost coborârea? A început să se întețească vântul și... Cei de la telecabina ne-au avertizat și au avertizat și pe ceilalți că o să se oprească telecabina și ar trebui să coboare toată lumea. Alți trei turiști au rămas blocați ieri pe Transfăgărășan. Ajunseseră pe un sector de drum închis circulației în această perioadă. Autovehiculul era în zăpezi, cele trei persoane erau lângă autovehicul. Jandarmii montani împreună cu salvamontiștii au dezăpezit acel autovehicul și l-au tractat cu autovehiculul din dotare până într-o zonă unde s-a putut efectua manevra de întoarcere în siguranță. Transfăgărășanul este închis în această perioadă, așa încât nimeni să nu se aventureze cu mașini mai departe de zona Capra. Vântul s-a mai domolit de dimineață la Bâle, iar telecabina a fost repornită, așa că toți turiștii rămași peste noapte acolo au coborât. La ce trebuie să se aștepte cei care în weekend vor să meargă la munte, ne spune acum Paul Neagu. Paul, ce vești ai? De dimineață, meteorologii au emis o avertizare. Începând cu ora 18, vântul se va intensifica din nou în majoritatea regiunilor țării. În special în zona Carpaților meridionali și orientali vor fi rafale foarte puternice de 90 de km pe oră. Va ninge chiar în sud-estul Transilvaniei, apoi local și în Moldova. În rest, în sud și în sud-est vorbim de ploi pentru acest sfârșit de săptămână. Paul, mulțumesc pentru informații.